about someone that knocks me off my feet. I finally found the one that makes me feel complete. It started over coffee. We started out as friends. It's funny how from simple things the best things begin. This time is different. It's all because of you. It's better than it's ever been, 'cause we can talk it through. My favorite line was, can I call you sometime? It's all you had to say to take my breath away. This is it. Just got to be you. Ooh, my life has changed.
Copii dorești cu el? Cam doi, o fată și un băiat. Fată și un băiat? Băiat să fie mai mare și fata mai mică. Sigur? Da. Și dacă e invers? E ok. E ok, așa nu? Așa e, da. E ok, mă bucur. Casă de pietră fericire și toți doi. Am uitat să întreb, care e noul tău nume acum? Stancu. Stancu? Mă bucur. Da. Noul tău nume care este? Stancu. A, nu l-ai schimbat? O iubești mult pe soția ta? Ce mai bine. Cam cât? Păi are o atât. E, dacă o iubiți așa de mult, te rog frumos, scurt și un pic mai tare să auzim și noi o declarație de dragoste. Mai tare să auzim, da? Da. Aoleu, un declarat. Da.
Te iubesc cel mai mult din toată lumea. Și așa ce mult. La mulți ani, casă de piatră, fericire, tot ce vă doriți. Inspecție făcută în continuare. Știu că furtuni mereu vor veni, dar ești lângă mine și le poți opri. În preajma ta, noaptea se face zi, de tine nu mă pot sătura. Sunt cel mai fericit om de pe pământ, pentru că tu mă ai în fiecare când. Anii pot să treacă rând pe rând și tot nu mă pot sătura. Ajungi o secundă să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să îți pot arăta cât de mult eu te iubesc. Ani pot fura. Dar tu vei sta în inima mea. Și dacă ai pleca, ia te-ar afla. Ajungi o secundă să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să-ți arăt cât te iubesc. Ajungi o secundă să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să-ți pot arăta cât de mult eu te iubesc. Să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să-ți arăt cât te iubesc. Ajungi o secundă să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să-ți pot arăta cât de mult eu. Să mă îndrăgostesc, n-ajunge o viață să-ți pot arăta cât de mult eu te iubesc. Thank you.
Lacrima din soare, plină de culoare, zâmbete lumină, sufletul mi-a lină, ca o primăvară care vine întâia oară. Ai adus cu tine dimineță mine pentru tine. Să știi, număr noapte și zi. De șapte ori în șase seri, prin vise în cu trei ieri, din cinci povești în patru ești și-mi spui că mă iubesc. Oh, you decide to be the godfather. They ask you? Yes, simply and easily, we said yes. But you feel something in your heart, yes? Feeling like something very specific. You know, in Romania we say it, the godfather is the second parent. Yes, and this is how I feel. Is also the cousin. So you have children, big children now. Easy with big this children. This is what I was saying. We wish them a happy and a very long life together. In the same way they are today, because they are beautiful today, and I want them to see them like that in 25 years, let's say. And you? And as for me, I told them that they are one of the most precious people I have close to me, and they give me a lot of positive feeling, and I hope that I'll be able to give them the same. I believe that they had to meet. They did it, and now finally they just get married. It was obvious they had to. Who are you? I'm the father of Samantha Mackenzie Stanku now. Yeah. The lady who just got married. What you're feeling now because she has a new name? I think it's a very classy name, and I'm very delighted she's getting married to Claudio Stanku. I think it's a real true love. They love each other endlessly, and she is obviously in heaven. And I couldn't be happier that they're getting married, and I'm delighted that I can be here with my family and witness all of this, and I know it will last forever. I wish them that they love each other as much as they love each other now forever. And I wish them happiness, health, and the best possible life wherever they are and wherever life takes them. And I also wish them that they know that they can always count on me as their father for their help and support, and I'll always be there for them. Thank you, sir. Însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Să știi că eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să îți șoptesc. Vedeți-ne tu sănătate, fericire, tot ce-ți dorești, tot ce-ți dorești. Noi să fim așa, adică ne bucurăm de ei. Să dea Dumnezeu și nouă sănătate ca să avem parte de nepoței și de bucuria lor, de fericirea. Tot ce-ți dorești, ei, ca să dorești. Dumneavoastră? Să fie sănătoși, să fie fericiți, să fie iubească ca și acum, să ne facă nepoței și noi să ne bucurăm în continuare de ei. Noi avem 32 de ani de căsnicie și suntem la fel ca la început. Mulțumesc de vă doresc. Mulțumesc. Să vă dorească copiii. Nu l-a stat capona la cele două cuvinte. Să știi că eu încerc, dar nu prea reu.
reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iub. Și nu înțeleg de ce nu-mi acorzi credit nici măcar când unui câine care te iubește chiar dacă nu-ți vorbește. Pe bune nu știu ce vrei. E suficient să te uiți în ochii mei. Eu încerc, dar nu prea reușesc, nu. Cred că nu e specific bărbătesc. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Eu o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Ce cred? Nu că pot. Totuși o să încerc să-ți șoptesc. Te iubesc. Cause the way that we touch is something that we can't.
get you. You're moving closer. I feel you breathe. It's like the world just disappears when you're around me. Oh. 'Cause the way that we touch is something that we can't deny. Oh yeah. And the way that you move, oh, you make me feel alive. So come on, oh. And ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. Ring my bell, ring my bell. Ring my bell.
just me and you. Tonight we make our dreams come true. Oh, it's a new world. When the sun sinks into the southern
dori mei, in terino adepare dori mei, amino, amino, latire, latire mo, dori mei, amino, omenare impera di amino, dimire, dimire, attiro, matire mo, amino. Ameno dore, ameno dore me, ameno dore me, ameno da, dore me rea, ameno dore me, ameno dore me, dore. Acest moment are pentru ei o semnătate deosebită.
ascultăm cu atenție cuvântul pe care ne-l adresează astăzi Dumnezeu. Apoi, împreună cu Sfânta Biserică, prin Hristos Domnul nostru, să ne rugăm cu milință lui Dumnezeu Tatăl, ca să ne plătească cu bunătate pe acești slujitorii Săi, care se căsătoresc, să-i binecuvânteze și să-i păstreze mereu uniți. Claudiu și Samantha, Biserica ia parte la bucuria voastră și vă îmbrățișează cu dragă inimă, împreună cu rudele și prietenii voștri, acum când în fața lui Dumnezeu Tatălui nostru, doriți să vorbiți pentru toată viața. Să vă asculte Dumnezeu în ziua bucuriei voastre, să vă trimite ajutor din cer și să vă plătească, să vă dea după inima voastră și să vă împlinească toate rugăciunile. Să ne rugăm, ascultă, Doamne, rugăciunile noastre și revarsă cu bunătate harul Tău asupra acestor slujitori Tăi, Claudiu și Samantha, pentru ca ei care se unesc în fața altarului Tău să fie întăriți în dragoste unul în față de altul, prin Hristos, Domnul nostru. Vom asculta acum cuvântul Domnului, prima lectură este luată din Cartea Genezei. Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, îi voi face un ajutor asemenea lui. Domnul Dumnezeu a plămădit din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la Adam ca să vadă ce lumea de astăzi dea. Și numele pe care avea să-l dea Adam, fiecare vecuitoare, acela trebuia să rămână. Adam a pus deci nume tuturor animalelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar între ele n-a găsit niciun ajutor potrivit lui. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc asupra lui Adam și după ce a dormit cu el, Domnul a luat una dintre coastele lui și a închis carnea la loc. Domnul Dumnezeu a plămânit o femeie din coasta pe care o luase din Adam și a adus-o la Adam. Atunci Adam a zis, iată în sfârșit, os din oasele mele și carne din carnea mea. Aceasta se va numi femeie pentru că din bărbat a fost luată. De aceea, va lăsa bărbatul pe tatăl și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un singur trup. Cuvântul Domnului. Înădurătoră și milostivă este
fericiți-veți fi când vă vor bate jocorii, vă vor prigoni și minții vor spune tot ce e rău împotriva voastră din pricina mea. Bucurați-vă și veseliți-vă, căci mare va fi în ceruri răsplata voastră. Și dacă Dumnezeu este cu noi, cine poate fi împotriva noastră?